Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi analizăm fenomenul poltergeist și lumea de dincolo. Cercetătorul britanic Harry Price definea manifestările poltergeist ca fiind crude, inutile și pline de ură. O fantomă bântuie, un poltergeist infestează. Forțe invizibile și malefice sunt blamate pentru agresarea martorilor, bombardarea cu pietre a caselor, provocarea unor incendii sau pentru faptul că unele clădiri sângerează. Experiență poltergeist? O întâlnire cu macabrul care îi poate alunga pe oameni din căminele lor, scoate din minți sau chiar costă viața. Martin Luther, teolog și reformator protestant, a folosit pentru întâia oară cuvântul poltergeist, spirit care produce zgomote, în Germania, țara unde s-au înregistrat cele mai vechi cazuri atestate documentar din Europa de Nord. Încă în 355 după Hristos, locuitorii satului Bingen am Rhein se pomeneau aruncați din paturile lor de mâini nevăzute, supuși unui bombardament de sunete și pietre, iar în pereții caselor răsunau ciocănituri puternice, eveniment consemnat de Jacob Grimm în mitologia germană. Deși titulatura de spirit zgomotos este recunoscută astăzi ca improprie, ea s-a păstrat, la fel cum cauza fenomenului continuă să rămână o enigmă. Care sunt activitățile poltergeist? Vizitele unor demoni, manifestări de dincolo de mormânt, fenomene psi sau geofizice, dovada existenței altor dimensiuni? Prezent pe mai multe continente și în toate perioadele istorice, prima menționare din Antichitatea Europeană aparținându-i lui Titus Livius, fenomenul poltergeist a provocat groază și fascinație în același timp, trezind interesul a generații de exploratori în neștiut. Teologi, cercetători ai paranormalului, geofizicieni sau exobiologi, toți au căutat răspunsuri neechivoce, rezolvări definitive, certitudini, însă nu au găsit decât ipoteze. Studii și consemnări memorabile în domeniu au lăsat medicul Cesare Lombroso, 1835-1909, fondator al criminologiei moderne, astronomul Camille Flammarion, 1842-1925, și scriitorii Samuel Johnson, 1709-1784, Horace Walpole, 1717-1797, Oliver Goldsmith, 1727-1774, Victor Hugo, 1802-1885, și Arthur Conan Doyle, 1859-1930. Fiecare dintre aceștia constatând existența unor similitudini evidente între incidentele poltergeist, survenite în secole, și locații geografice diferite. Nu toate caracteristicile apar întotdeauna, dar ele rămân tipice fenomenului și au fost sintetizate și catalogate atât în volumele Lucrările Societății de Cercetări Psihologice, tipărite la Londra în secolele 19-20, cât și în vasta lucrare a lui Conan Doyle, Istoria Spiritismului. Manifestarea poltergeist este de obicei repetitivă, începe cu un incident sau două ce par izolate, după care evenimentele se succed în cascadă. Urmează o activitate extrem de intensă pentru o perioadă relativ scurtă de timp, săptămâni sau luni. Apoi, un punct culminant ce coincide uneori cu un deznodământ brusc. Un alt element comun incidentelor poltergeist, locul unde se produc, pune problema atât cercetătorilor cât mai ales celor direct implicați, martori și adesea victime ale fenomenului. Dintotdeauna oamenii au considerat universul prea vast, complex și terifiant și pentru că nu-l puteau cuprinde cu mintea, l-au împărțit în fragmente de realitate mai ușor de înțeles și acceptat. O lume, un teritoriu, o peșteră, iar mai târziu o casă. Nevoia de a o avea face parte din natura umană, la fel ca instinctul de conservare sau cel de perpetuare a speciei. Noțiunea de cămin este sinonimă cu siguranță, confort și familie.
toate fiind spulberate brutal și câteodată irreversibil de agresiunea poltergeist. De milenii, știința încearcă să creeze o lume coerentă, logică și ordonată și adesea uităm că ea este artificială. Până la un moment dat, când o forță venită din crepusculul spaimelor ancestrale sparge zidul de convenții și reguli, silindu-ne să ne dăm seama de fragilitatea lui. Și atunci căutăm sau, la nevoie, fabricăm explicații care să astupe breșa, să restaureze echilibrul precar al normalității. Explicații care n-au lipsit nici în cazul fenomenului poltergeist. Dacă în antichitate civilizațiile mediteraneene îl considerau expresia mâniei zeilor, iar popoarele animiste din nordul Europei voința spiritelor pământului, în Evul Mediu a existat o unică și nedisputată teorie. Orice poltergeist era un demon. Și ce altceva ar fi putut să fie? Dovezi se găseau întotdeauna, bubuituri răsunând în pereți, în miez de noapte, de parcă emisarii iadului cereau să fie primiți, scrâșnete ca de oase fărâmate, gemete de osândiți la chinuri veșnice, atacuri în plină zi asupra martorilor, bombardamente cu pietre pornite din senin, doar din dorința de a distruge și din răutatea dușmanilor neamului omenesc. Iar când un incendiu izbucnea fără motiv, însemna că diavolul aduseseră cu ei o scânteie din focul Ghenei. Reacția familiei din coliba sau castelul unde apărea un poltergeist era cel mai adesea fuga, abandonarea locului infestat de prezența necuratului. Au existat însă destule cazuri în care martorii au rămas pe loc, îndurând cu resemnare calvarul considerat o penitență necesară iertării păcatelor ce le atrăseseră pedeapsa divină, o încercare care trebuia trecută pentru a se dovedi buni creștini sau, pur și simplu, un blestem trimis de dușmanii lor. Iar în acele vremuri întunecate, toți știau că există trei fatalități de care n-aveau cum să scape: blestemele, ciuma și inchiziția. Ultima era chiar instituția ce ar fi trebuit să alunge slugile lui Satan. Însă, deși Sfântul Oficiu avea demonologi specializați în orice gen de exorcism, victimele unui atac poltergeist ezitau să apeleze la autoritatea în domeniu. Și nu fără motiv. Păcatele cheamă răul, afirmau inchizitorii, o acuzație de complicitate pentru martori, care puteau duce la rug. Abia foarte târziu s-a acceptat prezumția de nevinovăție a celor implicați, iar exorcismul a devenit o practică și nu o anchetă. Dincolo de procedeele standard, ritualul alungării demonilor era considerat un duel de voință între exorcist și cei nevăzuți, care nu aveau deloc intenția să părăsească bastionul abia cucerit. De o parte, credința neclintită a omului bisericii, de alta întreaga panoplie de acțiuni malefice, începând cu cele subtile, până la explozii neașteptate de violență. În timp s-a ajuns la o strictă specializare în tehnica exorcismelor, fiecare tip de activitate poltergeist fiind atribuită unui anumit demon, identificat și catalogat, viziune de rezolvare a fenomenului ce se va perpetua până la începutul secolului al XIX-lea. După religie, a venit rândul științei să ofere, dacă nu soluții, măcar o explicație completă și exhaustivă. Astfel, în secolul trecut s-a încercat să se determine ce gen de victime atrag inconștient agresorii invizibili. Conform statisticilor vremii, ar fi predominat adolescenții cu probleme și persoanele suferind de diverse tulburări psihice. Căci, un fapt era imposibil de negat. Deși acțiunile unui poltergeist sunt îndreptate asupra tuturor sau majorității martorilor dintr-o locație, după o perioadă devine evidentă preferința sa pentru unii dintre ei. Observație ce a dus la prima teorie științifică a fenomenului, psihokinezia spontană recurentă, ceea ce însemna că manifestările poltergeist erau rezultatul activității mentale involuntare a unuia dintre martorii implicați.
După ce s-a exclus posibilitatea orchestrării unei farse prin care cineva încearcă să capteze atenția celor din jur și mai ales după ce s-a constatat că fenomenele stranii încetează uneori dacă subiectul catalizator părăsește locul respectiv, cercetătorii secolului 20 și-au consolidat și extins teoria. Conform acesteia, activitatea frenetică pe care un poltergeist o manifestă, aruncând și spărgând obiecte, izbind de pereți sau deplasând mobile, făcând să explodeze sticle, este asemănătoare comportamentului copiilor ajunși la pubertate, când emoțiile devin aproape incontrolabile. O adolescentă ce își reprimă reacțiile poate folosi inconștient psihokinezia ca pe un mod alternativ de a-și exprima sentimentele și frustrările. Tensiunea sexuală acumulată devine astfel sursa unei energii imense care, odată eliberată, se va transforma într-o demonstrație haotică a puterii minții asupra materiei. Un caz clasic este cel al Virginiei Campbell, care locuia în micul oraș Soka din Scoția. În 1960 avea 11 ani, iar familia s-a pomenit victima unor fenomene ce păreau de tip poltergeist și al căror epicentru devenise Virginia. Ajunsă mai devreme la pubertate, fata era în același timp foarte nefericită. Crescuse în Irlanda de Nord, unde nu avea prieteni, căci părinții protestanți trăiau într-un cartier catolic. Când, speriat de amploarea conflictului civil nord-irlandez care se profila amenințător la orizont, tatăl ei a decis să plece definitiv în Anglia, Virginia nu a putut nici măcar să-și ia câinele, pe Toby, singurul tovarăș de joacă de până atunci. Toate acestea au rănit-o, iar neputința de a se împotrivi deciziilor luate de adulți o frustra intens. Rezultatul? În casă și la școală, obiectele din jurul Virginiei se mișcau singure, geamurile se spărgeau, în podele, pereți și uși răsturnau bătăi puternice. Dar, deși păreau tipice unui poltergeist, manifestările se datorau capacităților psi ale Virginiei și nu vreunei entități nevăzute. Dovada, în acest incident și în altele asemănătoare, este de necontestat încetarea fenomenului de îndată ce cauza sa a dispărut, iar adolescenții au revenit la o comportare normală. De altfel, Fundația pentru Cercetări în Natura Umană, înființată în 1964 la Universitatea Duke, statul Carolina de Nord, Statele Unite, a elaborat în 1980 un studiu care infirmă teoria pubertății, constatând că, vreme de două milenii, atacatorii invizibili nu au arătat predilecții pentru vreo vârstă sau un sex anume. S-a emis atunci o ipoteză alternativă. Activitatea psihokinetică putea fi declanșată de o boală mentală a subiectului. Pentru demonstrație, ar trebui să existe însă o expertiză medicală care să stabilească dacă martorul prezenta dezechilibre psihice înainte de experiența traumatizantă. Pubertatea, emoții și trăiri îndelung supresate în cazul persoanelor timide sau introvertite, o boală psihică, oricare dintre acești factori, ar putea genera, în anumite condiții, manifestări psihokinetice. Toți cei care vor să vadă în capacitățile mentale explicația ultimativă a fenomenului, citează cazurile unor tineri cu un psihic labil și o ostilitate declarată față de mediul social în care nu izbuteau să se integreze. În preajma acestora, indiferent de locul unde se află, obiecte din sticlă sau porțelan cad și se sparg, lumini și aparate electrice se aprind singure, telefoane sună fără ca nimeni să fie apelat numărul. Fenomenele menționate sunt într-adevăr manifestări de psihokinezie ce dovedesc potențialul real și incontestabil al subiecților. Dar atât! Alte elemente caracteristice fenomenului poltergeist lipsesc. Însă argumentul hotărător împotriva teoriei psihokinetice rămâne logica. Spre deosebire de martorii nimeriți în zona de calm din mijlocul unui uragan, cei care ajung într-un vortex poltergeist sunt major afectați,
asupra lor dezlănțuindu-se quasi totalitatea agresiunii. Ori, conștient sau nu, unii oameni dotați cu puteri paranormale au capacitatea de a controla materia și, prin asta, pot acționa indirect asupra mediului înconjurător. Dacă sunt măcinați de frustrări ori inhibiții, își folosesc talentul pentru a egala scorul între ei și societate, acțiune ce denaturează adesea într-o contraofensivă neselectivă asupra tuturor celor prezenți, vinovați sau nu. În toate cazurile este vorba însă de răzbunare, nu de autopedepsire. Subconștientul uman, unul dintre instrumentele necesare supraviețuirii speciei, neputând fi suspectat de deviațiuni masochiste, victimele unei agresiuni nu sunt în același timp inițiatorii acesteia. Și atunci a apărut a doua încercare științifică de a eluda fenomenul poltergeist. Activitățile poltergeist ar avea cauze naturale. Așa numita teorie geofizică susține că tunelurile sau conductele subterane de canalizare, ce trec uneori chiar pe sub fundația unei clădiri, creează efecte similare fenomenului poltergeist. Apa care izbește ritmic în conductele de fontă generează sunete și vibrații reverberând în zidurile construcției. Sunetele ar fi luate de martori drept ciocănituri, iar vibrațiile pot deplasa obiecte sau mobile. Dacă am trece peste faptul că toate celelalte manifestări ale fenomenului sunt omise și ne-am lăsa seduși de simplitatea explicației, atunci majoritatea incidentelor poltergeist ar trebui să se înregistreze începând din secolele și cu precădere în zonele unde există canalizare, ceea ce nu s-a întâmplat. Partizanii teoriei geofizice au revenit ulterior cu un alt argument. Activitatea poltergeist a fost întotdeauna mai intensă în apropierea țărmurilor decât în interiorul continentelor. Fapt irelevant, aceste zone sunt locuite din vremuri străvechi și continuă să aibă cea mai mare densitate a populației pe toate continentele. Fără să se descurajeze, doi susținători ai teoriei geofizice, doctorul Alan Gold de la Universitatea Nottingham și publicistul Tony Cornell, au inițiat un test practic. Au ales câteva case aflate lângă țărmul britanic, având o structură de rezistență solidă, dar care, din dorința proprietarilor, fuseseră destinate demolării. Cu ajutorul unui echipament greu de construcție, experimentatorii au produs izbituri ritmice, cu o forță mult mai mare decât ar fi putut avea vreodată apa din conductele, izvoarele sau pânzele de apă subterană. Deși în pereți s-au resimțit vibrații extrem de puternice, niciun obiect aflat într-una din încăperile vreunei clădiri nu s-a clintit din loc și nu s-au înregistrat alte efecte asociate fenomenului. Și totuși, ce este un poltergeist? După milenii de cazuri consemnate în arhive, după atâtea dovezi, mărturii, supoziții și exorcisme, răspunsul a rămas la fel de frustrant: nu știm. Dar poate că nu am căutat unde trebuie și dezlegarea s-ar ascunde nu în străfundurile iadului, ori în abisurile la fel de insondabile ale subconștientului uman, ci mult mai departe. Nu există moarte și nici morți, scrie pe piatra funerară așezată în fața casei din Hydesville, în care, cu 160 de ani în urmă, surorile Catherine și Margareta Fox au afirmat că primesc mesaje din lumea spiritelor. Anul 1848, când s-a înregistrat o creștere bruscă a interesului pentru manifestările poltergeist, datorită acestui celebru caz petrecut în statul New York, Statele Unite, a adus-o cu totul altă abordare a fenomenului, ipoteza spiritelor neliniștite. Unii cred că moartea reprezintă stația finală, sfârșitul definitiv și irreversibil, anihilarea totală a conștiinței. Altora li se pare nedrept să nu avem decât o șansă și preferă să creadă într-o succesiune de vieți, o scară urcând către perfecțiune și împlinirea supremă, căci orice religie consideră existența terestră ca pe o etapă test, un popas vremelnic, dar crucial,
care va hotărâ următoarea escală în procesul devenirii eterne, raiul sau iadul. Însă nu teologii au pus semnul echivalenței între atacatorii nevăzuți și spiritele din lumea morților. Cei care au introdus în integrala fenomenului poltergeist termenul nemuririi au fost fizicienii. Potrivit ultimelor teorii din biofizica secolului 21, orice ființă există concomitent în două lumi, într-o realitate biologică și într-una a conștiinței, iar evoluția celei de-a doua atinge niveluri diferite în cazul plantelor, animalelor și oamenilor. Existența însăși, cu toate formele ei de manifestare, înseamnă energie și informație, într-un cuvânt, conștiință. Cea umană conține o structură matricială, independentă de timp, deci indestructibilă. Pentru că energia, afirmă fizicienii, nu se poate pierde. Concluzia? Personalitatea energetică a conștiinței înmagazinată în corpul biologic nu dispare prin moarte fizică. Ea se disociază de suportul material și este translată într-un alt plan, continuând să existe ca o structură energetico-informațională autonomă, într-un hiperspațiu neutru din punct de vedere temporal. În Suedia, la moartea cuiva, rudele sau prietenii spun încă de acum 15 secole că decedatul a ieșit din timp, însă trecerea nu se desfășoară întotdeauna fără probleme, anumite entități spirituale rămânând captive în spațiul incert al unei dimensiuni aflate undeva între acolo și aici. Acestor conștiințe rătăcite li s-ar datora, în opinia unor cercetători, fenomenul poltergeist. Deviate de pe traiectoria devenirii, personalitățile energetice se întorc în locuri familiare, uneori după decenii sau secole, fiindcă în dimensiunea din care vin, timpul curge altfel. Ele bântuie casa unde au locuit cândva, poate în căutarea ființelor de care fuseseră legate afectiv, și faptul că adesea nu le mai găsesc le induce o frustrare ce se transformă în descărcările de violență, caracteristice manifestărilor poltergeist. Unele spirite vor să își regleze conturile cu dușmanii sau cu urmașii acestora. Altele realizează condiția lor imaterială, însă refuză să o accepte, iar asta le face să-i invidieze ori să-i urască pe toți aceia care se bucură încă de viață. O ultimă categorie ar depinde direct de locația caselor în care apar, construite pe terenul unor vechi cimitire, câmpuri de bătălie sau având inițial o destinație ce favoriza exacerbarea suferinței fizice și moartea violentă, spitale, închisori, temnițe cu săli de tortură și execuție, etc. Timp de un secol, între 1850 și 1950, teoria manifestărilor de dincolo de moarte a atras tot mai mulți adepți și nu doar pentru că spiritismul era în vogă. Un mesaj trimis de o entitate în esență umană, chiar dacă schimbată, alienată de procesul trecerii într-un alt plan existențial, părea de preferat unuia venind de la o făptură cu totul străină lumii noastre. Studiile au pus în evidență câteva tipuri principale de activități poltergeist integrabile ipotezei spiritelor neliniștite. Bombardamentul cu pietre, agresiunea sonoră, deplasarea telekinetică și teleportarea obiectelor. Uneori acestora li se adaugă manifestări atipice, incendii, fenomene electrice, sângerarea zidurilor, mesaje inteligibile, verbale ori scrise și agresiuni fizice asupra martorilor. Și să le luăm pe rând. Bombardamentul cu pietre. De obicei, proiectilele sunt azvârlite în zidurile exterioare și acoperișul casei bântuite, activitate extrem de zgomotoasă și stresantă pentru cei dinăuntru. Dacă în 1682 dezlănțuirea demonului aruncător de pietre din Newcastle, Irlanda de Nord,
a fost acceptată cu resemnare. În contemporaneitate, abordarea științifică a unor astfel de fenomene nu a reușit să atenueze nici șocul și nici panica martorilor. În anul 1974, strada Thornton, aflată la periferia orașului englez Birmingham, a fost bombardată cu pietre și bolovani. Manifestarea, de o durată și o amploare fără precedent, a dus la deteriorarea mai multor clădiri. Inspectorul șef John Tarley și echipa lui de geniști au sosit în zonă pentru a investiga incidentul. După 3500 de ore de supraveghere, înregistrări și analize, bombardamentele nu încetaseră, iar specialiștii poliției nu puteau fi mai departe de rezolvarea misterului, când fenomenul s-a oprit la fel de brusc cum începuse. Pe pietre nu s-a găsit nicio amprentă digitală sau urme de fibre, nici măcar de pământ. Erau atât de curate, încât păreau spălate cu grijă. În afara faptului că proveniența lor rămâne o enigmă, proiectilele pot să sfideze legile fizicii, ale impenetrabilității materiei, termodinamicii sau gravitației. S-au consemnat cazuri în care pietrele trec prin acoperiș și plafoane fără să lase găuri, se rostogolesc cu încetineală prin văzduh, au o temperatură superioară corpului uman, ori nu pot fi prinse până ce nu ajung pe podea. Pietrele căzute în 1962 peste o casă cu verandă din Big Bear City, statul California, erau calde la atingere și nu se izbeau cu zgomot de obstacole, ci pluteau lent spre pământ. În 1937, pietre și alte proiectile au lovit timp de aproape o săptămână locuința unei familii din Port Louis, insula Mauritius, trecând prin tavane, ferestre și uși închise. În 1878, în Amherst, peninsula Noua Scoție, bubuiturile ce răsunau sub patul tinerei Esther Cox, de 19 ani, au fost urmate de niște incidente terifiante, chibrituri aprinse căzând din tavan, o rochie ce a luat foc singură, incendii inexplicabile izbucnite în subsolul casei. Doctorul venit să o trateze pe fata aflată în stare de șoc, a văzut cum pătura și cearșafurile erau smulse de pe pat de o forță invizibilă, apoi a fost el însuși împroșcat cu sfărâmături de ipsos și lovit cu bucăți de lambriuri țâșnite de pe pereți. Familia Cox a fugit, abandonându-și căminul, după ce pe un zid a apărut, scrijelit parcă de o mână nedeprinsă cu scrisul, următorul mesaj: Esther Cox, ești a mea și te voi ucide. În ceea ce privește agresiunile sonore, ciocăniturile în zidurile casei pot varia de la o intensitate moderată, asemănătoare unui cod morse, la bubuituri cumplite, ce zguduie din temelii construcția și sunt de obicei doar un preludiu al manifestărilor ulterioare, sonore sau de altă natură. În 1762, Samuel Johnson, Horace Walpole, acesta va publica în 1764 romanul gotic The Castle of Otranto, în care unul dintre personaje, Conrad, moare zdrobit de un coif gigantic ce cade inexplicabil peste el, și Oliver Goldsmith s-au numărat printre zecile de martori ai unor misterioase ciocănituri și scrâșnete ce răsunau continuu într-o casă din Cock Lane, Londra. La Siderstone Rectory, Norfolk, gemete neomenești, uși trântindu-se singure, pașii cuiva nevăzut răsunând pe coridoare și bubuituri care făceau să vibreze zidurile apartamentelor au fost raportate de-a lungul a 4 decenii, între 1793 și 1833, de mai multe familii care locuiau în aceeași clădire. Nimeni nu a putut da vreo explicație fenomenelor stranii. Deplasarea telekinetică a obiectelor, mutarea sau aruncarea mobilelor și obiectelor, este asociată cu distrugerea acestora prin izbire, cădere sau prin explozie. Amploarea deplasării variază la fel și viteza imprimată obiectelor. Unele țâșnesc cu forță prin cameră, provocând rănirea martorilor. Altele se mișcă lent, parcă filmate cu încetinitorul.
Traiectoria poate fi dreaptă, curbă, sinusoidală sau urmând un traseu în zigzag. În 1721, locuința din Groben, Germania, a profesorului Schuppart a fost invadată de o făptură invizibilă care arunca mobila dintr-un loc în altul. Doamna Schuppart a fost mușcată, lovită și doborâtă la pământ, iar profesorul s-a pomenit atacat de un adversar nevăzut, totul sub privirile vecinilor, care asistau neputincioși la scena de coșmar. În 1890, proeminentul psihiatru italian Cesare Lombroso, chemat de proprietarii unui han din Torino, a fost martor la spectacolul incredibil al unor sticle de vin ce explodau singure, în vreme ce paharele începuseră să zboare prin aer. Într-o casă bântuită de un poltergeist, lucrurile mai au și tendința neplăcută de a dispărea. Câteodată rămân pierdute pentru totdeauna, alteori reapar după multă vreme. Adesea se înregistrează dispariția unor obiecte, urmată de imediata lor rematerializare într-o altă parte a locuinței, de obicei în locuri cu totul neașteptate. În cazul manifestărilor atipice există și aici exemple. Într-o zi din vara anului 1987, William Winston și soția sa au găsit pereții impozantei lor reședințe din Atlanta, statul Georgia, Statele Unite, stropiți cu un lichid roșu văscos ce acoperea și o parte din podele, era sânge. Soții Winston aveau amândoi grupa A, în timp ce probele luate din locuință aparțineau grupei 0. Poliția a fost incapabilă să explice fenomenul, preferând ipoteza unei glume macabre, deși aparent nimeni nu intrase în casa lor. Integrabile acestui tip de manifestări poltergeist sunt și izbucnirea unor incendii, becurile care se aprind sau se sting fără să fie atins cineva comutatorul, alarme, sonerii sau telefoane care se declanșează singure. Dar cea mai terifiantă este transmiterea unor mesaje, vizuale sau auditive, întotdeauna într-o limbă familiară martorilor, în care transpar ori sunt afirmate explicit intenții malefice. O agresiune poltergeist lasă martorii traumatizați și nu doar psihic. Unele atacuri sunt fizice, directe, de o violență extremă, ajungându-se până la victime umane, iar altele par să conțină o componentă sexuală, să fie doar interpretarea subiectivă a martorilor sau dezlănțuirea în aparență erotică ascunde o intenție precisă, ceea ce implică nu un fenomen metafizic, ci prezența unei entități capabile să-și conceapă și ducă la îndeplinire planurile. Teoria spiritelor neliniștite explică relativ coerent o parte dintre incidentele poltergeist, dar nu pe toate. Destule manifestări de acest gen nu au putut fi asociate cu niciunul din proprietarii decedați ai imobilului. Puține dintre casele invadate de agresori invizibili aveau fundațiile îngropate în pământ sacru sau blestemat, iar procentul edificiilor unde se înregistraseră decese survenite în împrejurări dramatice s-a dovedit minor. Un poltergeist nu preferă în mod deosebit clădirile cu încărcătură istorică funestă. Se instalează în orice fel de case, noi sau vechi, în metropole, castele sau ferme izolate. Doar o inteligență de tip uman ar încerca să comunice cu martorii, susțin adepții teoriei spiritiste. Da, există ciocănituri în cod, voci, cuvinte scrijelite pe ziduri. Disponibilitatea sau chiar nevoia de a dialoga a unora dintre entitățile invizibile nu pot fi negate. Însă, esența mesajului este mereu aceeași, o promisiune neechivocă de răzbunare. Venită de unde? De la spirite nemulțumite, debusolate și malefice, pe care indivizii autodeclarați intermediari între lumi se consideră capabili să le identifice. Psihanaliștii nevrozelor post-mortem nu ezită să inițieze un dialog cu spiritele în derivă, convingându-le uneori să renunțe la agresiune și să își reia călătoria astrală. Iar dacă acest original exorcism nu dă rezultate, este doar o înfrângere minoră într-o ofensivă de proporții cosmice.
ce este un poltergeist, i se cunosc manifestările, iar ipotezele explicative au suferit o continuă metamorfoză de-a lungul secolelor, trecând de la demoni la cauze geofizice, refulării psihokinetice ale adolescenților treziți violent la sexualitate sau ale unor persoane introvertite care își exteriorizează astfel frustrările. Toate s-au dovedit absurde sau eronate. Doar teoria spiritelor neliniștite constituie un răspuns pentru fenomenele poltergeist, la care originea umană a entităților apare explicit: voci, mesaje pe ziduri, asumarea identității unei persoane decedate. Spiritele neliniștite vor să transmită un mesaj anume, chiar dacă uneori confuz sau are nevoie de înțeles, și acționează întotdeauna după tiparele gândirii umane. Invadând un mediu care a fost și al lor, cunosc utilitatea obiectelor, cauzele fenomenelor naturale sau de origine artificială, dar și specificul relațiilor interumane din familie și societate. Entitățile spirituale se manifestă cel mai adesea prin intermediul obiectelor, iar agresiunile lor constituie o expresie inconfundabilă a dorinței intense de a regăsi ce au pierdut pentru totdeauna, atributele senzoriale ale ființelor vii. Ce știe un poltergeist despre noi? Cum putem fi uciși, scoși din minți, ori măcar alungați din casele noastre? Ce am aflat noi despre cei din spatele zidului nevăzut, pe care câteodată par gata să-l treacă? Că nu-i putem captura și nici omorâ. Uneori însă îi putem simți. Martorii au raportat atingeri, mirosuri stranii, ecouri de pași, răsuflarea unei făpturi invizibile. Toate puteau fi rezultatul unui contact real sau senzații false, fie datorate spaimei, fie induse mental de către atacatorul din ziduri. Ceea ce ar presupune o acțiune coerentă, focalizată și mai ales conștientă. Întotdeauna, prima etapă a agresiunii poltergeist constă într-un continuu și intens stres psihic. Cărți căzând din rafturi, scaune ce țâșnesc prin văzduh, sticle sau televizoare care explodează. Șocați de răsturnarea ordinii firești a lucrurilor, de invadarea universului familiar lor, martorii, chiar când ajung la capătul avatarului fără o zgârietură, rămân cu traume psihice care nu se vor vindeca niciodată. Dacă frica este o travă lentă, ducând în final la nebunie, groaza se transformă într-o armă letală, putând declanșa în cazuri extreme un atac cerebral ori un stop cardiac. Însă, atacatorii invizibili nu s-au mulțumit cu crima perfectă. Câteodată aleg metode mai puțin subtile și atunci obiectele nu zboară la întâmplare prin aer, ci lovesc. Vătraiele devin sulițe, statuetele de bronz proiectile, grătarele din fier forjat se prăbușesc asupra martorilor, mobilele par decise să-i strivească și așa mai departe. Un poltergeist, spun specialiștii, orchestrează dansul obiectelor cu o ușurință de necrezut și o face lucid, calculat, rezervându-și uneori demonstrațiile pentru victimele predilecte, care, confruntate cu neîncrederea celor din jur, ostracizate de societate, ajung curând să se întrebe dacă nu cumva și-au pierdut și mințile, nu doar liniștea. Căci, adesea, cei care se ocupă de atacatorii invizibili s-au lovit de o dificultate tipică și altor domenii de la frontierele cunoașterii, imposibilitatea obținerii de dovezi. Când echipa tehnică sosește într-o casă pentru a studia activitatea unui poltergeist, acesta nu pare dispus să coopereze, încetându-și brusc manifestările pe care le va relua numai după plecarea cercetătorilor. Membrii familiei apar astfel într-o lumină nefavorabilă ori echivocă, victime ale propriilor închipuiri sau, mai rău, suspectați de declarații false. O asemenea inteligență animată de intenții malefice poate acționa indirect, prin intermediul unor obiecte controlate psihokinetic, ori prin empatie asupra subconștientului victimelor, sau direct, prin agresiune fizică. Dovadă, urmele concrete, zgârieturi, vânătăi, mușcături,
iar dacă unele dintre rănile superficiale de pe trupul martorilor ar putea fi induse empatic, o mușcătură, gâtul rupt sau șira spinării frântă sunt imposibil de explicat. Așa a apărut ipoteza trecerii, a secundei în care atacatorul izbutește să străpungă bariera invizibilă, intrând, fie și pentru o clipă, în lumea oamenilor. O penetrabilitate parțială, limitată și selectivă a frontierei dimensionale, ar putea fi cauza celor mai stranii manifestări poltergeist. Rănirea fizică, uneori torturarea elaborată, tentativele de contact sexual forțat, ori chiar uciderea victimelor. Atacatorii invizibili manifestă predilecție pentru oameni, însă nici animalele nu sunt cruțate, de parcă agresiunea ar fi îndreptată împotriva vieții în general. Întrebarea firească este de ce? La ce folosește gama de manifestări ostile, de la subtil la teroare și violență? Oare pentru a testa limitele capacității de îndurare a martorilor, pentru a-i alunga dintr-un anumit loc pe care agresorii îl consideră al lor, sau doar ca un avertisment pentru ce va veni? Ce părere aveți, prieteni, voi? Există într-adevăr fenomenul poltergeist, fie că ne place sau nu? Aștept să-mi scrieți în secțiunea de mai jos, iar până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând, prieteni!